Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, dezastru ecologic pe râul Cugir. Ieri după masă, cantități mari de păstrăv mort pluteau la suprafața apei după ce o porțiune de râu naval de uzina mecanică a fost otrăvită. La fața locului s-au deplasat echipe mixte de reprezentanți ai Gărzii de Mediu, Apele Române, dar și ai Federației Române de Pescuit Sportiv, care au demarat primele acțiuni de cercetare a cazului. Dezastrul a fost observat de localnici, dar și de un membru al Asociației pentru Pescuit Sportiv Șurianu Cugir, care a anunțat ulterior toate instituțiile abilitate să intervină pentru stoparea dezastrului ecologic. Trecând podul Cindeniului, era o persoană, un râu. Și era două persoane mai în vârstă și spunea, uite acolo, uite acolo, uite acolo, uite acolo. Și m-am uitat și eu. În timpul ăsta am, într-adevăr, văzut niște pești păstra, mai exact, știi? Erau niște păstra frumos pe acolo și am să cumpăr să iau și eu 2-3 pești. Am adunat așa vreo jumătate de kil, să zic așa. Ei erau pe fund, așa mai, erau amețiți. Au venit poliția, le-am predat-o lor. Astfel, pe râul Cugir, pe o suprafață de 300 de metri naval de gura de evacuare a stației de neutralizare a uzinei Cugir, pluteau pești din speciile păstrăv și mreană, iar fundul apei era acoperit de cantități mari de puiet din aceste specii. Mai nu, mai e Cugirea mică! Da, da, vă rog la dispoziție pozele, dacă doriți, cea mai mare plăcere, vă ajut. O mare cantitate din peștele otrăvite a fost adunată de copii de etnie romă din zonă, însă cu ajutorul poliției s-a încercat recuperarea acestuia pentru a se evita consumarea și îmbolnăvirea populației. Reprezentanții Societății Apele Române au recoltat probe de apă și pești, iar în urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că mortalitatea piscicolor din râul Cugir a fost cauzată de o deversare accidentală de ape uzate tehnologice în râul Cugir. Este un accident ecologic care, din primele constatări, se pare că este provocat de uzina mecanică din Cugir. Peștii se pare că au fost otrăviți cu soluții galvanice. După cum s-a constatat și pe parcursul râului, mortalitatea a fost în masă. Reprezentanții ai uzinei mecanice Cugir au declarat că din cauza defectării pompei de transport a substanțelor neutralizate, deversarea s-a făcut fără neutralizarea apelor neuzate. În cauză s-a întocmit dosar penal în vederea efectuării cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de poluare prin evacuare în apă, în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe periculoase. Incendiu de proporții la groapa de gunoi de la râul Iovului administrată de Salprest S.A. Flăcările au izbucnit ieri seară în jurul orei 21 și după mai bine de 16 ore de intervenții, pompierii au reușit în cele din urmă să stingă focul. Incendiul a cuprins o zonă în care nu se mai depozitează deșeuri menajere de un an și jumătate, rampa fiind amplasată undeva la 300 de metri în spatele ariei incendiate. Tehnicianul de mediu, Paul Cimpoieș, salariat al firmei ce administrează groapa de gunoi, susține că e vorba de autoaprindere, cauza fiind biogazul. Condițiile climatice cu vreme caniculară, urmată de ploi și scăderi bruște de temperatură, favorizează producerea de astfel de incendii. Prezent la fața locului, comandantul detașamentului de pompieri Alba Iulia Maior Mircea Dan nu exclude varianta autoaprinderii. Nu cunoaștem încă cauza exactă a izbucnirii incendiului. Am fost anunțați de izbucnirea incendiului la groapa de gunoi a municipiului Alba Iulia. Acționăm cu două autospeciale de capacitate mare, motopompe, alături de personal de la SC Salprest, cu autocisterne, cu utilaje grele, buldozere, excavatoare pentru stingerea incendiului. La ce oră ați fost anunțat? Am fost anunțați în jurul orei 21 de izbucnirea incendiului. După experiența noastră, cam cât va dura până veți reuși să lichidați? Este o acțiune de durată. Sperăm să lichidăm incendiul în cel mai scurt timp. S-ar putea să dureze chiar și până dimineață. Funcțională de 30 de ani, groapa de gunoi se întinde pe o suprafață de 3 hectare. De 10 ani de zile este administrată de SC Salprest S.A., aici fiind depozitate deșeuri menajere din aproape întreg județul. Din păcate, nu corespunde cerințelor europene și nu poate fi controlată din punct de vedere al incendiilor. De altfel, din acest punct de vedere, suntem restanțieri pe plan național, nu numai județean. În întreaga țară există doar 2 gropi de gunoi, cum scrie la carte. Primarii din zona rurală a județului Alba s-au întrunit astăzi în cadrul Asociației Comunelor din România. Pe ordinea de zi s-au regăsit aprobarea statutului, alegerea Consiliului Director, a cenzorului și aprobarea organigramei filialei județene Alba. Președintele Asociației Comunelor din Alba a fost ales primarul Ciugudului, Gheorghe Damian.
Pe lângă primarii din cele 23 de comune, membre ale Asociației Județene, la ședință au luat parte președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, primar în comuna Vulcana Băi, județul Dâmbovița, și președinții filialelor din Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Mureș, Sibiu și Vâlcea. Noi ne putem realiza atribuțiile oricare la nivelul filialelor județene. Vă spune, bun, dar cum poți să realizezi, de exemplu, nu zic auditul, urbanismul. Păi, dacă organizați activitate de urbanism la nivelul filialei județene, ați eliminat blocajul posturilor, ați eliminat nivelul mic al salariului neatractiv pentru un bun specialist. O spun și sunt convins că o recepționează ca tare. Ați eliminat să mai dați jumătate din taxa de eliberare a autorizației la nivelul județului și ați luat toate la nivelul comunei și sunt convins că nu asta îl interesează pe președintele constituțional să ia jumătate din taxă. Îl interesează mai degrabă să aibă niște compartimente sănătoase, serioase, cu specialiști la nivelul filialei județene. Având în vedere rolul acestei asociații și ceea ce vrea să facă această asociație, atunci când participați la întâlnirile și dezbateți problemele asociației, într-adevăr să încercați să vă detașați de partea politică, eu nu spun că este rea, dar într-adevăr să vă respectați acest punct din statutul dumneavoastră de a fi apolitici. Dacă până acum Consiliul Director al filialei Alba era format din 7 membri, astăzi s-a votat extinderea lui la 13 membri. Președinte a fost ales primarul Ciugudului, Gheorghe Damian. Sper cu toată convingerea că noi, cei din Consiliul cu Director al Asociației Filialei Județene Asociației Comunelor din România, să reușim să strângem în jurul nostru pe aproape toate primăriile din județul Alba și sper ca prin ceea ce facem noi să devenim exemplu și pentru alte județe. În Consiliul Director au mai fost aleși Iancu Popa, comuna Sântimbru, președinte executiv, Traian Gligor, comuna Bistra, prim vicepreședinte, Vasile Pușcă, comuna Valea Lungă, vicepreședinte, Vasile Lombrea, comuna Sălcioa, secretar general, Lenuța Aldea Cergău, secretar, la care se adaugă alți 7 membri. Obiectivul asociației este realizarea unei strânse legături între comunele din România, promovând principiile prevăzute în Cartea Europeană a Autonomiei Locale. Una din realizările asociației o reprezintă revenirea poliției rurale la vechea structură, în urma presiunilor făcute asupra ministerului. Postru are rezultate în România, dar și probleme majore. Una dintre acestea fiind faptul că actualmente țara noastră se află în perioada de presuspendare a plăților. Această stare, de fapt, pune o presiune foarte mare pe bugetul național și este nevoie stringentă ca actualul guvern să facă toate eforturile pentru a evita suspendarea plăților. Gestionarea fondurilor europene în perioada 2010-2011 a fost catastrofală și acum tragem ponoasele, susțin actualii guvernanți. În această perioadă, pentru aproximativ 1700 de proiecte, cu valoare de peste 200 de milioane de euro, s-au făcut finanțări din bugetul de stat, însă nu s-au transmis ulterior cereri de rambursare ale sumelor plătite către Comisia Europeană. Adică ai avut multe alte comisii în această perioadă, care ți-au semnalat deficiențe de-a lungul timpului și tu în 3 ani jumătate să nu remediezi nici măcar una din acele. Au fost deficiențe constatate pentru anul 2009, care n-au fost remediate până în mai 2012 și au fost reluate în raportul de audit respectiv. Deci 3 ani jumătate n-ai fost în stare să remediezi nici deficiențele din 2009-2010 și acum ai pretenția de la acest guvern ca în 2 luni să remedieze tot ce ai stricat în 3 ani jumătate sau ce ai făcut cu rea intenție în acești ani. Atâta lipsă de bun simț eu nu am întâlnit până acum. În prezent sunt suspendate plățile pentru programul operațional sectorial de transport, axa de infrastructură rutieră, cea mai consistentă din punct de vedere financiar, pentru programul operațional sectorial, creșterea competitivității economice și se așteaptă decizia forurilor europene privind programul operațional de mediu, aici fiind vorba de conflicte de interese post-licitații. Ce s-a întâmplat în 2010-2011, vedem acum, din păcate, sunt informațiile nu clasificate, dar
nu putem să le facem publice. Ce scrie în raporturile, în rapoartele, mă scuzați, în rapoartele de audit este foarte grav și de aceea am și venit în fața dumneavoastră să vă prezentăm situația. Vestea bună e că Pozdru nu își închide porțile pentru România. Regulamentul european spune la articolul 92 clar, pentru că am citit, se spunea că se închide programul, nu se închide. Până în acest moment, aproape 590.000 de persoane au beneficiat de instruire prin programe Pozdru, reprezentând 35,71% din totalul asumat în cadrul obiectivului general al Pozdru 2007-2013. 167 de locuri de muncă disponibile în județul Alba. Oferta de joburi este în creștere față de săptămâna trecută, când se înregistrau doar 125 de locuri de muncă vacante. Sunt scoase la concurs posturi în Alba Iulia, Câmpeni, Aiud, Cugir și Sebeș. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba, în acest moment sunt disponibile 167 de locuri de muncă în județ. Cele mai multe posturi vacante, respectiv 70, sunt la Câmpeni. Se caută 50 de confecționeri îmbrăcăminte și 20 de muncitori necalificați în industria confecțiilor. La Sebeș există 49 de locuri de muncă pentru muncitori necalificați, pavatori, zidari, dulgheri, cameriste sau patiseri. La Alba Iulia avem 41 de locuri de muncă pentru operator calculator, medic veterinar, crescător îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne, casier valută, tâmplar sau macaragii. La Cugir sunt scoase la concurs 5 posturi pentru ambalator manual, iar la Aiud 2 posturi pentru inginer constructor și agent, contractor și achiziții. Mai multe informații se pot obține de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de la agențiile locale. În perioada 3-9 septembrie, Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia găzduiește Universitatea Economică de Vară, generic denumită Călători prin Istorie în cealaltă capitală. Printre dezbaterile științifice, vizitele și concursurile special organizate, astăzi studenții participanți au avut parte și de o vizită la sediul Alba TV. Călător prin istorie în cealaltă capitală. Așa se numește școala de vară care a debutat luni la Alba Iulia și care este găzduită de către Universitatea 1 decembrie 1918, organizată în parteneriat cu Universitatea de Studii Economice din București. În cadrul evenimentului vor avea loc dezbateri științifice pe tema patrimoniului cultural, vizite la obiectivele turistice din Alba Iulia, excursii în județul Alba, ateliere de arheologie, restaurarea cărților vechi și concursuri sportive. În cea de-a doua zi de tabără, călătorii prin istorie ne-au onorat și cu o vizită la sediul Alba TV. Aceștia au avut ocazia să vadă cum arată o redacție, cum se face o transmisiune TV și care este activitatea reporterilor. Fiecare activitate le-a fost prezentată de redactorul șef al televiziunii, Carmen Siminic. Așadar, colega mea, prima pe care să o prezint, este Andreea Bogdan. Ea are o emisiune numită Prime Time, nu pentru că am fi vrut noi să fie oareși ceva ieșit din comun, ci pentru că este emisiunea la care cred că mie îmi place să cred că toți conjudețenii se uită. Începe la ora 6 seara și aducem prin plan evenimentele din ziua respectivă și în plus aducem și invitați. Tabăra de vară Călător prin istorie în cealaltă capitală se va încheia pe data de 9 septembrie. Până atunci, implicații vor mai avea parte de vizite la obiectivele turistice din județ, precum și de un concurs pe teme de istorie. Asociația PACIV România s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții instituțiilor publice, ai societății civile și ai mediului de afaceri pentru a dezbate problema egalității de șanse și incluziuni sociale a persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Masa rotundă s-a desfășurat în jurul proiectului FemRom, îmbunătățirea accesului femeilor de etnie romă pe piața muncii. În cadrul întâlnirii s-a făcut o scurtă prezentare a proiectului, cuprinzând obiectivele și realizările din cadrul acestuia. Astfel se dorește promovarea și susținerea creării de noi locuri de muncă în cooperativele pentru femei de etnie romă. Vor fi înființate 5 astfel de cooperative, printre care una la Alba Iulia. În România, principala problemă cu care se confruntă femeile de etnie romă este accesul dificil pe piața muncii. Această problemă este dublată de nivel scăzut de formare profesională. Proiectul despre care să vorbesc a dezvoltat un model pilot de promovare a serviciilor de formare vocațională, de creșterea nivelului de calificare a acestei categorii de populație, precum și de crearea de locuri de muncă necesare pentru a absorbi forța de muncă calificată. Este un proiect pilot pe care îl implementăm cu pasiune și în care credem cu putere că va fi viitorul, ca în viitor să fie, de fapt, un model de
abordare în accesul pe piața muncii a femeilor de Niero. Printre rezultatele proiectului se numără furnizarea de cursuri autorizate pentru un număr de 550 de beneficiari, femei de etnie romă și implementarea a 6 programe de formare profesională în meseriile de florar și lucrător în pensiune. 56 de femei de etnie romă au fost deja calificate în aceste meserii, iar 399 de beneficiari au intrat în procesul de consiliere. În total, până în 14 septembrie, vor fi deschise 5 cooperative în țară, printre care una la Alba Iulia. Pe parcursul celor 6 luni, echipa de lucru din cadrul proiectului va face în așa fel încât aceste cooperative, când se termină cele 6 luni, să nu... Ce vor face aceste cooperative? Sunt trei care vor fi, trei cooperative care vor fi pe chioșcuri de flori. Chiar discutam ieri cu doamna Magdalena Benes. Sau și produs. Vând deocamdată. Unele dintre ele se chiar gândeau să facă niște sere, dar am zis, stați, întâi să ne apucăm să vindem, după aceea cu banii care faceți, ne putem dezvolta. Cele 5 cooperative au ca membrii fondatori 26 de femei, printre care 16 de etnie romă. O nouă amânare în dosarul lui Tibor Polgar, albaiulianul acuzat de proxenetism și trafic de minori, activitate practicată în propria pensiune. Magistrații Tribunalului Alba au stabilit ca judecata să continue pe 1 octombrie. Polgar este judecat în stare de arest preventiv. Tibor Polgar a solicitat la termenul de ieri eliberarea din arest preventiv sub control judiciar, cerere care a fost respinsă de judecătorii Tribunalului Alba. Până în prezent, dosarul a fost amânat la fiecare termen, iar în 20 august judecarea nu s-a putut ține din cauza lipsei unuia din martorii citați. Ieri, magistrații au hotărât o nouă amânare pentru 1 octombrie. Activitatea infracțională de care Polgar este acuzat se desfășura, potrivit procurorilor, la o pensiune din Alba Iulia, ce aparține familiei inculpatului. Acesta a fost reținut și ulterior arestat preventiv sub acuzația de trafic de minori și proxenetism. Noul Testament de la Bălgrad, tipărit în anul 1648, este expus în această perioadă la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Exponatul lunii septembrie aduce astfel în atenția publicului cele mai importante tipărituri românești realizate de-a lungul timpului în municipiul nostru. Cartea reprezintă prima traducere integrală în limba română a Noului Testament și a văzut lumina tiparului în 1648 la Bălgrad, vechea denumire a municipiului Alba Iulia. Exemplarul expus de Muzeul Alba Iulian a fost realizat în 1756. Acest exemplar al Noului Testament de la Bălgrad din 1648, care provine de la Beliu, este extrem de important, deoarece traducerea, cum se știe, Sfintei Scripturi în limbă națională reprezintă un moment cultural de vârf. Ori, pașii cei mai importanți în acest sens în cultura românească au fost făcuți aici, în Transilvania, în 1582, prin Palea de la Orăștie, când s-au tradus părți din Vechiul Testament, și apoi în 1648, când se dă pentru prima dată în limba română traducerea Noului Testament. Lucrare tipărită aici la Alba Iulia, cum spuneam, în anul 1648. Sunt pași premergători esențiali, fundamentali, care pot fi încadrați culturii românești vechi majore, săvârșiți aici în Ardeal, care prefațează editarea integrală a Bibliei la București în 1688. Lucrarea a fost destinată pentru uzul cultural și spiritual și astfel autorii au ținut să folosească acele cuvinte care erau pe înțelesul tuturor românilor, contribuind la uniformizarea lingvistică a românilor, deoarece această primă traducere a Noului Testament în limba română a circulat în tot spațiul locuit de români. Dacă înainte Doina Drăghiciu și Eva Mârza reușiseră să identifice meșterul legător VR, care și semnează pe coperta posterioară, iată că acum, datând în 1756 acest moment, putem să nu să speculăm, ci să ne apropiem și să decodificăm cine este realizatorul legăturii.
ar putea să fie un legător tipograf de la Blaj. Exemplarul expus de Muzeul Alba Iulian a aparținut unui preot din localitatea Hunedoreană, Beriu, iar mai târziu a ajuns în fondul de carte colectat de elevii liceului Mihai Viteazu, actualul colegiu Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia. În final, aceasta a trecut în colecția de carte veche a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, devenind astfel una din cele mai importante piese ale muzeului. Din păcate, exemplarul nu este inclus în categoria Tezaur al Patrimoniului Național al României. Primele meciuri de tenis din finala campionatului Ministerului Administrației și Internelor s-au desfășurat astăzi la baza sportivă Constructorul din Pâclișa. În competiție s-au înscris polițiști, jandarmi și pompieri din întreaga țară. Meciurile de tenis au debutat în această dimineață imediat după ora 9, când a avut loc și deschiderea oficială a campionatului. Se face în fiecare an acest campionat de tenis, dar nu numai acest campionat. Noi avem un program de pregătire fizică a cadrelor de Ministerul Administrației și Internelor și aceste competiții sportive intră în acest program de pregătire. Și, prin urmare, avem și tenisul de câmp. Vedeți, în toată țara veniți, ne-am adunat la Alba Iulia, cred că este cel mai păzit municipiu, să zic, din țara acum la ora actuală. Vine toată țara, de la poliția de frontieră, jandarmi, pompieri, poliție și nu numai, și aparat central din cadrul Ministerului de la București. Polițiștii, jandarmii și pompierii au lăsat de această dată uniformele acasă și s-au înarmat cu echipament sportiv și rachete. Din partea cui concurezi aici la Alba Iulia? Din partea inspectorului de poliție județean Cluj. Atmosfera este una extraordinară, condițiile de organizare sunt foarte bune, să sperăm într-o clasare cât mai bună. Ce sper de la acest concurs? Păi și eu, ca restul participantilor, să câștig. Cum te-ai antrenat? Păi acum cu antrenamentul mai greu, dar nu știu, să vedem acum. Până acum cum ți se pare? Momentan e frumos, acum aștept să și jucăm. Este prima participare, tenisul este un sport al minții, este un sport care oferă și spectacol. Venim pentru a socializa, pentru a avea câteva schimburi de experiență, de... Pentru noi nu este un sport de performanță la vârsta noastră, dar sperăm să rămânem cu ceva și să se mai organizeze astfel de competiții. Dacă unii se află la prima participare, alții vin după o experiență îndelungată și câteva titluri câștigate. În primul rând, voi face tot posibilul și voi da absolut totul pe teren. N-am așteptări foarte mari, dar sper să le fac victoriile celor cu care joc foarte grele. Ai mai participat la această competiție? Da, un loc 2, un loc 3 și un loc 1. Din cadrul structurilor județului Alba ale MAI participă la turneu 5 concurenți. Premierea câștigătorilor și festivitatea de încheiere va avea loc vineri, când cei clasați pe podium vor fi răsplătiți cu medalii și diplome. Atenție, părinți, începe școala, apare și pericolul din școli, bolile infecțioase. Pe primul loc este varicela sau vărsatul de vânt. Școala începe cu o serie de probleme legate de bolile infecțioase, iar medicii atrag atenția că în ultimul an numărul îmbolnăvirilor a crescut semnificativ. Vaccinarea este singura soluție pentru a evita îmbolnăvirea. Este foarte important ca imunizarea să se facă înainte ca cel mic să intre în colectivitate. Vârsta la care se manifestă cu predilecție varicela este 3 ani, atunci când copiii încep grădinița. Vaccinul contra varicelei nu este inclus în schema de vaccinare gratuită, astfel că părinții trebuie să-l cumpere de la farmacie. Clasa pregătitoare nu înseamnă doar o provocare pentru cei mici, ci și un profit substanțial pentru buzunarele tâmplarilor. Mobilierul comandat direct de la producător a fost la mare căutare în această perioadă, când toate școlile s-au pregătit pentru noul an școlar. În ultima lună s-au dublat comenzile pentru bănci, scaune și dulapuri speciale pentru sălile de clasă. Asta spre bucuria meșterilor care, pentru mobilierul necesar unei clase de 20 de elevi, au băgat în buzunare peste 1000 de lei. Comandată direct de la producător, mobila este mai ieftină cu 40% decât cea din magazin. Însă și tâmplarii trebuie să respecte regulile stricte impuse pentru mobilierul de clasă pregătitoare. Scaunul pentru elevi trebuie să aibă spătarul curbat, iar pupitrul să aibă o înclinație de 15 grade. Astfel, între ochii copilului și pupitrul rămâne o distanță de 30-40 de centimetri. Aceste standarde previn apariția scoliozei, o boală din ce în ce mai întâlnită în rândul copiilor cu vârsta până în 10 ani. Țara noastră ocupă primul loc în Europa în privința numărului de forme grave și foarte grave de scolioză.
Fondurile Uniunii Europene alocate prin programul operațional sectorial transport, dezvoltării infrastructurii rutiere suspendate pentru verificări privind alocările realizate ar putea fi deblocate la sfârșitul lunii septembrie, în urma unei noi evaluări. Cel puțin asta spun reprezentanții din Ministerul Transporturilor. Comisia Europeană va încheia evaluarea la sfârșitul lunii septembrie și așteaptă o serie de măsuri din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru deblocarea plăților. Bugetul total al programului este de aproximativ 5,7 miliarde de euro, din care suma de 4,47 de miliarde de euro provine de la Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1,09 miliarde de euro sunt acoperiți de la bugetul de stat. Cei mai importanți beneficiari ai acestui program sunt CNADNR și CFR. Bugetul Ministerului Transport și infrastructurii a fost redus în urma rectificării cu 1,25 de miliarde de lei la 13,42 de miliarde de lei, cea mai mare parte a banilor fiind tăiat de la cofinanțarea proiectelor cu fonduri externe nerambursabile post-aderare, respectiv suma de 1,01 miliarde de lei. În total, Comisia Europeană a solicitat corecții de 141,48 de milioane de euro, bani cheltuiți care vor fi suportați de la bugetul de stat, cheltuieli neeligibile sau plăți nejustificate conform datelor comunicate la vremea respectivă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Sărăcia din România este din ce în ce mai evidentă. Pe drumurile din țara noastră circulă zeci de mașini lovite și nereparate și de la un an la altul tot mai mulți români renunță la asigurarea facultativă. Vă întrebați de ce? Costurile mult prea mari. Cu tabla lovită, zgâriată sau cu urme de rugină, mașinile tot mai multor români nu mai ajung în servis și circulă avariate. Companiile de asigurări au pierdut în ultimii ani sute de mii de contracte, iar încasările sunt cu 75% mai mici decât în 2008. Acum asiguratorii caută soluții pentru ieftinirea polițelor. Mulți șoferi au renunțat la asigurarea casco din cauza costurilor pe care trebuie să le suporte în cazul unui accident, chiar dacă sunt asigurați. Pentru micile avarii, majoritatea preferă servisurile. Și mai rău este că nu doar accidentele în trafic pot aduce prejudicii. Nici actele de vandalism nu sunt deloc puține în România. Scăderea leasingului, a creditelor auto și a veniturilor vor afecta în continuare această piață, spun asiguratorii. În primele 6 luni ale anului, piața asigurărilor casco și-a continuat scăderea. Este cu 6% sub nivelul din aceeași perioadă a anului 2011. Cât ați fi de grăbit să ajungeți la București, pe Valea Prahovei o haltă de câteva minute în stațiunea Sinaia este sănătate curată. Faceți o cură de ozon în Parcul Natural Bucegi la cota 1400 și veți realiza că e rețeta ideală pentru încărcarea bateriilor. Dacă doriți să urcați spre cota 1400 cu telegondola, prețul este de 16 lei pentru adulți și de 12 lei pentru copii. Iar în cazul în care folosiți acest mijloc și la întoarcere, escapada vă costă 30 de lei. Se poate însă urca și cu mașina pe drumul ce șerpuiește mai mult sau mai puțin pieptiș spre înalta destinație. Trebuie doar să aveți grijă la carosabil care oferă nedorite capcane prin gropi, mai mici sau mai mari, neadoptate vreodată de vreun politician. Zicea cineva mai în glumă, mai în serios, că din pricina stării care a drumului, cota 1400 își selectează turiștii. Așa și este, pentru că speriați de hârtoape, mulți turiști renunță să mai urce la volan până la punctul terminus al telegondolei. Dar merită, întrucât panorama ce se deschide de la cota 1400 este impresionantă, iar aerul tare de munte revigorează pe oricine și îi redă optimismul, chiar și când e vorba de asfalt românesc. Polonia a găzduit recent campionatul mondial de powerlifting destinat juniorilor, competiție la care au participat sportivi din peste 30 de țări, printre care și România. Sportiva Carmen Pârva din Alba Iulia a obținut 4 medalii, 2 de argint și 2 de bronz. România a concurat cu 3 sportivi, Laurențiu Avram, categoria 66 de kilograme, Alexandru Cazacu, categoria 83 de kilograme și Carmen Pârva, categoria plus 84 de kilograme. Aceasta din urmă nu s-a lăsat impresionată de redutabilele adversare din țări cu tradiție în powerlifting, precum Rusia, Statele Unite ale Americii, Japonia, Suedia, Ucraina, Australia, Africa de Sud, Brazilia sau Franța și a reușit să urce pe podium în 4 rânduri. Membra a clubului sportiv Zamolsis Alba Iulia, tânăra sportivă, a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
vreme se arată destul de blândă cu noi și în această seară. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, ușor mai scăzută în depresiuni până la 4 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 18 grade la Alba Iulia, 19 grade la Sebeș, 17 grade la Iul și Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de 14 grade la Alba Iulia. Vor fi 15 grade la Sebeș, 13 grade la Iul și Blaj și 11 grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține frumoasă și mâine. Va fi chiar mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade, mai scăzute în depresiuni, până la 5-6 grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime termice de 34 de grade la Alba Iulia și Sebeș. Vor fi 33 de grade la Iud și Blaj și 30 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Meteorologia anunță căldură și poi mâine, cu toate că cerul va prezenta înorări temporare și local se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime în ușoară scădere față de ziua precedentă se vor încadra între 23 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade Celsius.